Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri cu 293 de voturi pentru și niciunul împotrivă modificările la legea 321 din 2009 privind comercializarea produselor alimentare, care prevede ca 51% dintre produsele aflate pe rafturile hipermarketurilor să provină din lanțul scurt de aprovizionare local sau regional. Potrivit proiectului legislativ, comercianții, persoane juridice autorizate să desfășoare activități de comercializare pentru produse alimentare au obligația ca pentru categoriile carne, legume și fructe să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51%, corespunzător fiecărei categorii, provenite din lanțul alimentar scurt, așa cum este definit în politica agricolă comună a Uniunii Europene. Prin excepție, în lunile de iarnă, decembrie-februarie, legumele și fructele din import pot reprezenta maximum 70% din oferta pe fiecare categorie a comercianților menționați. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine contestă legea și spun că noua formă a legii 321 este în primul rând o lovitură dată consumatorului, care nu va mai putea decide ce cumpără pentru că totul va fi hotărât politic, dar și fermierilor locali competitivi, care de asemenea riscă să fie excluși tot pe criterii politice din comerț modern. Comercianții sunt supărați și că vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100.000 și 150.000 de lei, dacă nu vor avea pe rafturi 51% produse românești. În caz de abateri repetate, marile magazine vor putea fi închise până la jumătate de an. Camera Deputaților este for decizional în acest caz, proiectul urmând să ajungă la președintele Klaus Iohannis spre promulgare.